sunt și am pretenția infamă să fiu menajat, m-a abordat un bolintor cum este felul și mi-a spus, dar la Ramona Ursu vrei să vorbesc, și am spus, pentru Ramona și pentru cei ca ea, orice ocazie, în orice zi, ea vi pot să confirm. Există mesaj scris. Pentru că există o populație putătoare de conștiință și putătoare activă de conștiință, o populație care nu e atât de numeroasă cum e. Ea fac parte, Ramona Ursu, autoarea cărții și Radu Vanciu, unul dintre cursătorii de conștiință și unul dintre nucleele de rezistență și conducător al grupului Vărnătenii Institutului. Un om pe care îl vedeți și care, la rândul lui, îi vede pe cei pe care trebuie să fie în piața poetică, nu ca acolo. Sunt câteva lucruri de spus, n-am să mă pun eu în fason, am să vă spun doar atât. Că este alarmant faptul că Ramona Ursu scrie la interval de câteva luni două cărți, amândouă formidabile, care au la sfârșit semne exclamări. Nu știu dacă ați observat voi. Deci faptul că două cărți se termină cu semne exclamări este un reprezintă un semn. Da? Primă și credeam să nu e cu semne exclamări, deși avem și noi primul și credeam să aici în România. Ce trebuie scântat nu e cu semne exclamări. Cărțile astea două sunt cu semne exclamări, ceea ce indică la căzut pe cărți. Mai mult, pe o postare recentă de Facebook, n-am Facebook, dar zicem că așa vrea, unul dintre oamenii prezenți în cartea asta, Cătălin Deniță, vine cu ideea că Ramona Ursu s-ar putea să mai scrie o carte, tot cu semnul exclamării, care se va chema N-a scăpat. Nu știu dacă e bine să o scrie sau nu. Ce știu este că ea face o treabă nemaipomenită, având grijă de noi. Ce mai știu este că această carte se deschide cu o dramă. Se deschide cu o discuție în care copilul îi spune mamei: eu plec în Australia, m-am informat, e bine, acolo o să fac o scurtare, o să învăț să o apreciez și ea o să învețe să mă aprecieze și poate chiar să mă iubească. Copilul, Matei, are 12 ani. Ramona mai are 6 ani până la deturnarea lui, înapoi spre România. Teoria. Cartea asta spuneam că este opera lui om care, și reiați formula, are reflexe de vedeți. Un om care este în piață, un om care scrie despre ce se întâmplă acolo, un om care nu se lasă pus la pământ. E o carte în 3 părți, în 3 din Mafia vs. România, prima parte, Jurnal de rezistență, partea a doua, și Dialogurile mele, partea a doua. Aș vrea să vă citesc doar două fraze, tot din Cătălin Deniță, am zis